ca să mă exprim așa, m-am culcat cu tine <laughs> mulți ani. <laughs> Fără ca aglomerații <laughs> la mine în dormitor și de groană. Ca a fost numită în toate felurile. Mizerie, cloacă, cocină, hazna, mă rog, cum s-a numit ea. Mama mea. Dacă ești împăcat cu tine și cu trecutul tău, cred că sunt șanse să rămâi zdravă la cap. Cred. Ești zdravă la cap? Nu. Tu ai paralizat. A fost tranzitoriu, da. Trazitorul, da, oricum nu cred că a fost la mașină, stăteam așa, mă uitam pe geam și zic, bă, unde e telefonul meu? Și telefonul era în mâna stângă. Și când m-am întors la Monica să întreb, bă, unde mi-ai văzut telefonul? Eu bă, mi-ai văzut telefonul? Eu nu-mi dădeam seama, știi? Mama asta s-a albit la față. A, zic, e la mine, mână. Puta, Eu i-am zis, nu-i mea de când ne-am căsătorit. Bă, nu știu dacă o să stăm până la final. O, oh, bă, ce vorbea? Bă, zic, nu știu, nu-mi cere să-ți promit asta. când nu o să, nu știu. Eu știu, ce dracu mi au venit pe cap, ce nebuniu. Ce, sau ce ție. Descoperit la tine. Tu lucrând la Playboy, aveai cumva acces la uh, frumusețile patriei. Da. Și nu numai. Este ca în, ca în CV-ul unui doctor ginecolog. Nu, nu are numai pietre prețioase, mai are și nămol. Și veneau. Vai mama lor. În gură, da. Sparte, ecluză, fă stânga. Vreau și eu la Playboy. Ha. A venit una care a zis, ok, aveți dreptate dar sunt dispusă să fac orice. Noi ne gândeam că poate ne dă bani ceva. Nu cred că bani și voia să vă așa, da, închide ușa, bani să cu spatele nu și zice, cât sunteți aici? Am nouă băieți. Nu. Vă toți. Și asta zice, bună ziua, am numărul dumneavoastră de la Gina Pistol. Ponta zice, opa. Da, cu ce pot să vă ajut? A zis de la ce emisiune de la Nagam. Și am auzit că aveți un număr de striptease nou cu cowboy. <laughs> <laughs> nu, dacă nu fac infarct, acum nu mai fac. la regăsirea noastră, pentru că am regăsit, de fapt am găsit un invitat pe care nu l-am văzut în realitate niciodată și pe care l-am admirat niște ani, niciodată faptului că n-am avut o relație lipsită de <coughs> hopuri. Bine ai venit, da. Hop și așa, să rămân Hop și așa. Bine te-am găsit. Da, acum mi-am dat seama că noi nu ne-am întâlnit, doar am vorbit pe telefon, nu? La diferite ocazii, la aniversări, dar față în față nu ne-am văzut noi niciodată. Niciodată. Și totuși ne -am văzut atât o, de bătrâni. Ne-am văzut o singură dată la botezul copilului Simonei Gherghe. E, vezi? Dar n-ai vorbit trebuia, cu mine. Trebuia să fi Dar ce draci aveam pe mine? <laughs> n-ai no? avut timp. Da. Ah, A, Noi și începuse în relația noastră într-un fel destul de bambi. Și dacă te-ai dus la ProTV? Dacă <laughs> tu n-ai venit la ProTV, păi... Eu n-am venit. A, nu, astăzi. n aveam nicio legătură, dar nu mai știu. Într-adevăr, ne-am uh, ciondănit. Da, știi. O... știi de la ce? Nu știu. Nu mai știu. Eu nu mai știu ce-am făcut ieri, mă rog. Da. Bine, nici eu nu mai știu ce-am făcut ieri, dar ne aducem aminte unul celuilalt că da, de suntem aici. Da, exact, da. Noi am început cu o conversație telefonică da. referitoare la emisiunile pe care le-ai făcut despre mine în absența mea. Am făcut eu asta? Da. Și nu odată. Și am întrebat, bă, câtă vreme da. ți-am dumneavoastră da, atunci? Așa vorbeam, Tomul da. Domnul capatos. Așa este. Dumneavoastră ați spus despre mine lucruri pe care nu, eu nu le-am putut... Bă, pe care alții nu le-ar fi spus. <laughs> <laughs> da, uh, e posibil. <laughs> nu, Îmi iau fapta, știi cum e? Ia-ți fapta și dute. Dar tot nu mai știu care era subiectul emisiunii. Adică făceam despre tine și ziceam sau bă, bune? Bune nu erau, eu eram Bun. la Viena. <laughs> și uh, a, da, și trăgeam să mor. Atunci a, a, urât în partea mea. Da, jur că nu mă Asta mai Asta ți zis eu, da. Dovadă că e atât de importantă relația mișto pe care o avem da. acum încât mi -am, da. Da. am, abandonat tot ce era. Și mi s-a mai întâmplat așa cu oameni cu care am început greșit, total la iurea, nu înțeleg de ce. poate lua de val, știi, alte... vremuri, altă vârstă, că acum ne făcea în schimb de rețete înainte să intrăm în ne întrebăm dar tu ce e? De la baie sau dă la o mâncată ce sirop de tu să ai, folosești e mult mai bine da. și mi-am dat seama că am fost un și ceream scuze știi? chiar și în direct am avut o relație urâtă cu Oana Roman pentru că m-am în cu întâmpitul de bordea și în fiecare emisiune începeam cu câte un ban știi? Uh, bă, bă știu, bancuri bune bune, bune Nu da vine până să le repet acum până. dacă dacă aș ști că nu s-ar supăra. Nu cred că s-ar supăra. Și la un moment dat, normal că scap hățurile și te duci în Valerii. Da, Bineînțeles, un fân. Și după aia mi-a dat seama, bă, ce am eu cu fața asta? Că de fapt nu mi-a greșit. Nu-mi greșit se zraca cu nimic. Adică, nu, doar așa să ne distrăm noi ca niște proști de alea sovietice de autobază, știi? <laughs> și am sunat-o, bă, zic, cred că e nasol ce-am făcut, nu? Bă, mă, era neagră. Singur? După aia am aflat absolut fabulos poveste, povestea ei. să dusese să mă dea, de, pe lângă faptul că ne, ne, reclamase pe la cinea, apoi ei dorea în cur proiectul, le plăcea, <laughs> <ne> plăceau și lor, plăceau S-a dus să ne dea în judecat. Bun. Și la cabinetul avocatului unde se dusese, l-a cunoscut pe soțul ei. Ăla i-a deschis ușa. Ăla lucra acolo. Fabulos. Da, e zis și tu. Și de ce și nu v-a mai dat până la urmă o judecată? Că nu știu, are legătură nu știu ce s-a întâmplat. Sau ne-a dat și s-a închis că n avea Bazar. mai caz, cum zicea lui Redan Achivu, zicea lui Leo la o altă emisiune. <laughs> n-ai caz, Leo, să-mi dai mașina, că ți-am dat mașina să-ți o trag. N-ai caz, făgea, n-ai caz. <laughs> uh, nu mai știu dacă a început, uh, a început toate procedurile astea de... Știi, ai văzut că trebuie să te duci, să te pui, Abar să dai, să habar n-am. Cert este că n-am ajuns niciun soi de judecată cu ea, dar ea a rămas cu... Uh, zic că nu-i scapă numele. Parapon. Da? Uh, a, cu uh, Marius, <laughs> Marius Elisei, zici Cu, cu, da. cu soțul. El, da. Ah, ok. Am văzut care a rămas cu, cu parapon cu Marius, pe tine. Mă rog, cu... ranchiună. Da. Nu, 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 nu. N-am nu. rămas. Nu că ne-am împăcat Ne-am împăcat, am făcut o ediție în direct și ne-am împăcat, Eu mi-am cerut scuze că am zis, bă, nu e nicio rușine să-ți cer scuze. Uh, bărbat fiind, dacă ai greșit. Și femeie fiind, dacă ai greșit. Da, bărbații au un orgoliu mai, e, știi? exacerbat așa și mi mi-am cerut scuze și am rămas într-o relație ok, ea uite chiar dacă nu a dus povestea ei mai departe au fetița împreună, deci până la urmă în tot rău, bine, tot da, rău. Da, da, da. este și ceva bun, așa că să-mi zici ce ți-am făcut bun făcându-ți rău că s-ar putea și știe să găsești ceva până. ce mi-ai făcut bun prin, a prin prin fost că tot. Am, am și râs am râs cu tine și da. uh, ca să mă exprim așa m-am culcat cu tine mulți ani <laughs> o aglomerație la mine, în dormitor, ceva de groană <laughs> în, perio în perioada aia, da, da, da. Dacă aș fi avut și o casă pe măsură, în realitate, pe măsura celei virtuale în care venea toată lumea să se culce cu mine, ar fi fost ceva. Însemnând Încă o dată da îmi cer seama... scuze dacă am greșit atunci. Repet, nu, nu mai face știu. Probabil că tot, tot mișto urdă astea birgerești, nu? Cred. Da, știam că și ție, adică te vedeam că Și tu poți să dai replică știi? Și asta mă, întotdeauna mă incită Bine, din comă e mai complicat De, Da, e adevărat că... Atunci am avut un semi-avantaj <laughs> <laughs> Dar când ți-ai revenit Stai să vezi când se da da, 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 da. Da, da, da. da, da spune ți-a rămas Până la urmă vreunul dintre invitați Profund antipatic Nu trebuie să-mi dai nume social. Nu, Nu, absolut nu a, bine, țăcăniți de ăștia pe care nu, mai știu, nu, că nu le mai știu numele, dar au venit, au intrat brusc, mi-au aruncat cu apă, făceau mizerii, dar erau aplicat la uh, subiectul respectiv. De-aia spun că nu era cineva important. Mi s-a întâmplat vreo două ori să vină iubitul uneia, uh, dar nu erau invitați, erau personaje conexe. Uh, dar așa, invitați cu care nu mă simțeam bine uh -huh. erau foarte mulți. Erau foarte mulți, dar... Uh, Măcar acum am ocazia să vorbesc cu un om care a făcut același lucru și știe și nu trebuie să mă mai... Să mă mai și n-am mai făcut-o de mult, să mai explic faptele, știi? Asta se cerea, asta livram, înțelegi? Încercam în toată nebunia aia și în toată, ca a fost numită, în toate felurile, mizerie, cloacă, cocină, Hazna, mă rog, cum s-a numit ea, Mama mea. de către alții. Nu? <laughs> eu, eu, știu că mă duceam cu plăcere și în continuare fac asta. Deci n-am simțit niciodată că aș fi fost într-una din situațiile uh, sau într-unul din locul, într-unul din uh, așezămintele astea culturale, gen troacă, cocină, Hazna, <laughs> pentru că oh. eu m-am simțit foarte bine și mi-am mi -am făcut meseria onest. Uh, dar în multe dintre ele încercam, îmi dădeam seama că nu e ce trebuie, că totuși Reușeam da. să am capacitatea Să-mi dau de seama Realizam în același timp Că e ce trebuie pentru cei de acasă Și încercam să stau cât mai departe Din acest motiv Nu am nici antipatii Cu niciun invitat Dar n-am avut nici cu metrii, N-am curunat, n-am botezat Nu m-am încuscrit Nu m-am prietenit nicio. cu niciun invitat da. Am încercat să Oprim relația în momentul în care Se termina genericul de final Zică mulțumesc, mulțumesc, la revedere și bonjour, te-am pupat. Mai vii și mâine că mai avem subiect, mai vin, nu știu ce. Cu foarte, foarte puțin am rămas cu adevărat prieteni. Prieteni, iar prietenii adevărați sunt cei din afara sferei. TV. Tu ai prieteni în industrie? În eu am zis prieteni adevărați. Prietenii adevărați sunt cei din copilărie și făcuți cumva pe parcurs până să încep emisiunea. Acum nu vreau să îi jignesc pe cei care poate uh, mi-au devenit apropiați uh, după ce am început emisiunea, nu sunt foarte mulți, uh, dar dacă stau bine așa și îi trec în revistă, nu sunt între primii trei. Corect. Uh, eu vorbesc de prietenia care nu zic ca prigoană, vă prietenii la care ți-ar da un rinichi. Ăla prigoană o duce într-o într zonă mult prea dramatică, pentru că uh, nu cred că așa se măsoară prietenia. Hai, ce organe ne dăm, ca, ca să demonstrăm că suntem prieteni și că nu-ți dă nimeni în afară de părinte nu? sau eventual de eu de exemplu Badea ești da, adică okay. Badea Uite, la voi nici ceva... nu trebuie să-mi spună de ce îi trebuie brațul meu drept că eu mi-l tai îl dau și îmi spune, spune de fapt lui că trebuia mai efficien. exact și al lui era <răție> mult mai bun Păi acum dacă mi l-ai cerut l-am da, da, da ce să mai facem? da nu cred că am nici să primesc și nici să ofer. Uh, genul acesta de, de prietenie dramatică, i-aș spune eu, dar într-adevăr sunt câteva persoane cărora le-aș da, dar fac parte din familia, Bineînțeles. din cercul foarte apropiat. Știu. Știu că ești censurat de vreo 20 de ani mâine pe mine. Uh, cam așa. 2004, 19 ani sărbat și 19. cu 5 înainte în wow! ilegalitatea actelor. Că nu era nimic, că nu era promis. Da, eram în concubinare. Aș fi putut intra în subincidența pozitivă a legii de concubinare. Că dacă stai 5, dar nu aveam ce să iau și nu aveam ce să împărțim, că era la fel de amărât. Deci 19 și cu 5, 24. Cam pe acolo. La anul, practic, ar trebui să sărbăm neoficial nunta de argint, nu? La 25 Dar un... facem doar 20, că ți-am spus, 5 sunt până în acte. Plus copil? Da. Ce să faci? Copilul Ce? are vreo 12 uh, ani. face deci, 13 în februarie. Face 13 da. în fe -fe februarie. Este deja cât mine, doamna, aproape

la un moment dat mi-a zis, tati, mie nu-mi place fotbal, Eu, lasă-l dracu' de tenis, că acum îmi dau seama cât de lucid eram pe atunci. Lasă-l dracu' de tenis, că oricum nu avem bani de tenis și n-ai ce să faci cu tenisul, că și e, foarte, da. e foarte greu. Zic, hai cu fotbalul. Hai mă, că era mai făcut. Totul adică... pornind, da, totul pornind cumva de la o nevoie medicală de a face sport, că el a moștenit un colesterol mare, um, nu chiar atât de mare precum al meu, dar oricum destul de mare pentru copil. Era la o vârstă la care nu putea lua medicamente și ne-au zis, fă domne, sport. Și atunci el făcea sport, făcuse în mod de la 8 luni, să plictisise că deja avea vreo șapte ani știa toate stilurile și a zis mai departe ce fac. M-am gândit să-l dau la polo, dar am niște prieteni care mi-au povestit cam ce se întâmplă cu subapă și atunci, adică, da, le, șuturi, în aia, nasol, zgrieturi și lasă unghiile lungi să. zgârie. Tu, tu. Da, rău, rău, rău. Aproape că e sport de contact, știi, și zic că atunci, ai mă, na, fotbal nici la nu era prea și așa, dar mă gândeam că... eu că ar putea să fac o treabă. Și în paralel tenis a zis, băi, eu vreau tenis, dar așa, de plăcere. Și tot jucând, jucând, jucând și una și alta, vine antrenorul unui de tenis de la noi, din, de, de la... noi stăm în Tei și în capăt e fosta bază. A, așa. Aia, cum se numea. Și a zice a, la dumne... Galaxy, să nu au, ce mai are, toate lumea mai are. Dăm de aur. Fii Fii cariu, că și ce ce a zis, dumne, hai să-l ducem la un turneu. Ce ai, mai, nene, e nebun, -ne -ne ce turneu? Eu credeam că joacă așa. Cum ți-am zis. Eu pe fotbal eram. s la luat turneu și l-a câștigat. Dar ne o oia, da. La primul turneu la care s-a dus, l-a câștigat. Ne întrebă oia, tu de unde ai apărut? De unde ai venit? Păi când am văzut așa, zic, bă, săracul, el chiar îmi zice bine ce îmi zice. Când tot zicea, tati, nu-mi place la fotbal. Am avut experiențe miștoși cu fotbalul. Că, uh, au fost invitații echipa la care jucai la Dinamo Under 8, ce bagi, nu mai știu, Așa Ne-am dus la un micuț, micuț. ne-am dus la un turneu organizat de Academia de Copii a lui Manchester City din Abu Dhabi. Aia e o frumusețe. Adică, puf. atunci mi-am dat seama. de fapt, atunci am venit cu niște sentimente așa amestecate. m-am bucurat că am văzut ce au ei acolo și venea să-l retrag a doua zi când dădeam seama că -avem nu avem nu e aici nicio șansă, înțelegi? Deci n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Vrea să stea pe loc 50 de ani, nu putem să-i prindem. Adică o bază cu 40 de terenuri, cu iarbă, în mijlocul deșertului, cu uh, arenă de vreo 35.000 de, de, locuri, doar pentru copii. Deci eu mă uitam și ce aveți, mă? Ce boală aveți? N-a și nimeni deocamdată de acolo, din Academia Niciun jucător. Manchester City are un singur jucător din Academia lor din Manchester. Atât. Știi, când ești un club atât de mare, eu nu vreau să intrăm foarte aplicat în asta. Uh, ai toată planeta la dispoziție să, corect, Cumperi, și, să cumperi. Ei investesc pentru că investitorul lor e din Abu Dhabi și a zis, băi, să facem și noi aici. Hai să facem Dacă s-a ridicat de vreunul de 100 de ani, ne-am scos banii. Bani nu, 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 nu bancului. Le punem, nu. da, dacă nu, nu. Uh, și atunci am zis, bă, ce căutăm noi pe aici, știi? Uh, și mi-a picat cumva bine performanța asta lui tenis, că am zis, bă, cu fotbalul e clar. Hai cu tenisul, că măcar aici e talentat. Și a ajuns destul de bine, acum să vedem. Păi dacă mi-ar fi spus cineva vreodată, că tu ești un tip atât de apropiat de valorile familiei, de ceea ce numim noi... Nu uh, vezi, Eu, pentru că necunoscându-mă, exact. uh, ai tendința să iei imaginea de la televizor da, și ce da. faci la televizor? Curvă, săra dar înainte ce-a făcut? 5 ani de redactor și la Playboy. nu e bine, nu e bine. Google, nu e bine. Și înainte ce? Păi la secția boschetar de la evenimentul zilei. Că nu mai fac un an nimerit. Adică făceam, așa nu numeam noi, secția boschetar, evenimentul zilei, era secția de investigații. Dar, eu cred că, repet, ce am văzut acasă. Ai mei, în continuare, sunt căsătoriți din 70, nu știu cât au făcut, 53 de ani? Hă? Cam atât bine. Mm, da, da. 50 cer, cer, cer. de ani, da. Acum vreo 3 ani le-a dat și primăria un carton, l-a prins pe o perete, în <gură> sub formă de diplomă. Uh, nu cred că aș putea să fiu altfel. Nu cred. Poate în altă viață să încerc. Totuși, să încerc stilul Dan Vidman. Asta cu... Da, <gură> sau bun sau stil, țeavă, bun. Sau mai știu eu ce. Și țeavă? Și țeavă. Da, e dreptate. Da, păi, doar ce erau. Dan Vidman, țeavă și chișu. Ce ai? nu mai scăpa, erau uh, Nadal, Federer și uh, Djokovic. Uh, ce să mai scapă, Da? Când dai de unul, îți scap de, de doi, dai de al treilea. Adică una dintre cele mai bune prietene pe care le ai, Loredana. Da, da. Presupun că ți-a mai povestit. Am mai povestit, da. da. te fiind de față, la, știi cum e acum. <laughs> da, da asum de, de la început, dacă nu de față, nu vorbim. <laughs> nu putem dar. să vorbim despre asta. Da, da. Uh, da mi-a povestit mult. Um, am și văzut multe. Um, place să-mi aduc aminte de o, o, amin, îmi place să mă aduc de o amintire, de o întâmplare minunată care s-a petrecut la mare, s-a făcut brusc, foarte frig. Trebuie să spun un banc foarte bun, dar mă rog, nu acum. La um, cu și polari um, și brusc, de jur în de meu, frig, Deci s-a făcut dintr-o dată foarte, foarte frig și ne-am dus să ne uităm la camera lui Bitman. Că unde era? Să te duci? Da, pe corect. vremea și eram vreo 14 bucăți lucram în radio pe vremea aia Bitman frumos ca un zeu și am... ați scăpat? <laughs> păi nu a scăpat asta voiam să zic <laughs> da, că... dar okay. culmea e că nu el iniția acțiunea da, nu, 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 nu. Nu. noi stăteam în ușa bungalow ca proștii da. sprijiniți unul într altul așa de frigălău la mare și camera lui Bitman intra câte o și ieșea foarte bucuroasă aceeași normal E cam bă cu liftul, știi? Exact. Un dăta cu să și noi. Am să-i zic lui mă, ta, un lift dăta drău să și noi. Și ăla când a intrat baba așa cu o părângă, așa, ea, bună. Să te uia țără noi, să amândoi, bă, tată și fiu, bă, un dăta drău să și noi pentru mă. E, vezi tu, da. la el au aceleași și am, am petrecut o noapte interesantă, noi ca noi, dar el... Da, nu, n aveai cum. Ei făcuseră o sită atât de fină, el cu țeavă și cu... Încă n-aveai cum să scapi. Adică dacă era într-adevăr și pusă puțin pe distracție, la revedere. Nu mai Deși tu drag. lucrând la Playboy, aveai cumva acces la uh, frumusețile patriei. Da. Și nu numai. Este ca <laughs> Ca în cv unui doctor ginecolog. Nu, nu are numai pietre prețioase, mai are și dămol. Mă rog, am Pentru că săracile n-am nimic cu ele. Se dezvoltă, știi, când ai genul ăsta de, de meserie, se dezvoltă un misoginism cumva, fără să vrei. De-aia, nu vreau să-l să scot din nou la suprafață, dar multe nu-i dădeau seama de potențial, în sensul negativ. Și veneau. Vai, mama, gură, sparte, ecluză, pe stânga. Vreau și la pleme. Noroc că nu era chiar atât de politică de corect. Puteam să zice, du-te-n băi, nene, și uite-te într-o oglindă și lasă-ne dreacu în pace. dar încercam totuși să îndulcim mesajul, să nu mai știi ce depresii le băgam. și încercam să le spunem că totuși revista are un nivel. Standard? Da, și le arătam, uite, ți se pare că semeni? Veneam cu, cu două, trei copii. Da, cum să nu? A, e și chiar. Ok, bine. <laughs> dar nu puteai uh, să nu. le faci în Photoshop, să le pui un dinte? Na, să nu le... Nu exista Și nu... Ce să le faci în Photoshop? Când ești menghină, ce drăb, doamne, te... Pui acolo nu, un men. filtru. -i. Uh, Mai a venit una care a zis, ok, aveți dreptate. Uh, dar sunt dispusă să fac orice. Când începea așa, iar. Mamă, și dezarmant. Și orice ăsta, înțelege Adică are și la o limită. Și nu e cazul, lăsați mă. Noi ne gândeam că poate ne dă bani ceva. Nu cred că bani voi să așa, așa, da, închide ușa, bani să cu spatele noi și zice, cât sunteți aici? Am nouă băieți. Nu. Vă cu toți. <laughs> Da, păi, toți, pe toți da. așa? Tu cu dar nu e cazul. mi <gărătă> și imaginez pe boerez <gărătă -i> Achiesând sunt. Să, să păstrăm un ton decent, cam cum am făcut acum. E voie, nu e voie. Uh, de, Genul ăsta. Plus că am dezvoltat o capacitate nefericită uh, de a vedea rapid defecte, deși eu sunt departe de perfecțiune. Înțelegi adică nu când vine mai ales pe emisiune, vorbesc cu. Aha! Mama, asta are carnea moale, asta are, uite, are acolo. Lucruri pe care eu nu le văd în prima Mama, ce îmi face, va da, producătoarea. Bine vă că ești tu perfect bă, bătrânul, e gras, care ești cocoșat și. <laughs> zic, stai, mă nebună, că nu vreau să jignesc oamenii, dar mi-am. Da, mi-am. Dezvoltat un Da, am simț. constatat că am genota, pentru că trebuia să refuzăm pe bandă rulantă foarte multe fete în fiecare zi. Uh, într-adevăr, veneau crezut. și fete frumoase. Mă, crezi că eu am crezut că era invers? Și anume, voi căutați prin țară, Așa, era garavana. la, vedete, Așa era la vedete, era foarte greu. Era foarte greu de găsit o copertă. Uite, Loredana, de care spuneai, da. Uh, poate că a ajutat și faptul că era soția trustului, ca să zic de... Asta am inventat eu. Cum adică? Cu soția trustului. Era ah, Eram da? cu Mircea la antena. <laughs> nu cred, <laughs> jur, da, eu am da, inventat da. asta, adică expresie. Da, și nu Mircea... viața mea. Am zis -o acum că era cu Boncea, care era practic. Trustul. Trustul, da. E, și Mircea a început să vorbească despre. Loredana frumos, cum vorbește el. Da. Și la un moment dat zic, Păi. Nu i zis tâmpitule că nu se putea da. la televizor? Vezi că e nevasta trustului. <coughs> da, da, <coughs> da, da, o, da, da, oră, da. da, Nu, dar ai o fată foarte ok. n ce să mai vorbești de rău. Adică, uh, no, asta no, 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 no. mi-a plăcut la ea. Eu fiind fanul ei, i-am și spus o iubesc de 88, de când a scos de 89, de când a scos primul ei Belpi. S-a nu 86. 86, 86 s-a lansat și da, da, -a da, vinilul a apărut da. în 88 sau 89. Uh, bună seara, iubită! Și al doilea, un buchet de trandafiri. Eu știu, crede-mă, că eram super fan în asemenea hală încât uh, când uh, luam niște note în pe la școală, ceea ce se întâmpla aproape zilnic, uh, <fie> ai mei îmi luau boxele de la... Eu ascultam la un pickup și îmi luau boxele. Și eram atât de disperat să o ascult și o ascultam cu compasul. Deci acul de, ac de pickup e un ac. Da, știu. E, dacă pui compasul, compasul vibrează. Nu adevărat. e adevărat. nu. dacă eu ascultam compasul, Și ascultam. nu distruge de... discul? Ba, mai îmi conta. Costa 26 lei, luam altul. Știu. Dar eu ca să-l să, ca să -l ascult, îl ascultam compasul. Nu? era, erau compasurile alea în, știu, 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 trusele eu. chinezești alea de tablă. Vârful era foarte, foarte fin. ascuțit. Și nu, nu apăsa, îl distruge dacă apasă foarte rău. Dar găsisem eu o, o schemă. o să nu se apese foarte rău, îl balansam așa pe deget. Și ascultam și vibra compasă. Bună seara, s ai zis, că cu o de ea. Că a venit vorba despre șmecherii pe care le făceam când eram mici. Pe mine am învățat exarcul când eram mici de tot. Mama lui îi bloca telefonul fix cu un lăcățel. Lăcățelul știu și asta. Da. Numai că pe mine exact m-a învățat cum să formez fără lăcățel. Din furcă. Da, din furcă. Nu nebun. În furcă. Deci ai putea ne duce la telegrafiști, la aia. Ce Deci dacă numărul era numărul era 333, tu trebuia să faci Tă 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 da. Tă 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 tă. Bă, n da, mergea. Mergea, mergea. Mergea, am făcut și eu asta, da. da Dar nu mai răd. știu dacă am făcut-o că era lăcățel sau nu știu Nu, la nu era. că din cauză? Da, că și exact și eu, cred că da. dacă puteam da, să stăm da, de da. vorbă două ore. Și automat nu trebuia să fii cuplat. Dacă aveai cuplaj. Dacă aveai cuplaj, erai mâncat. Mai știe cineva ce era cuplaj? Doi abonați pe același fir. Doi abonați. Și și îl auzeai pe ăla. Tu smorci, mă, să ceartă, muncă. Da, da, e Dar lăsați un pic linia liberă, vă rog. Hai, închide ce a cu coană, vrei să ascult ce vorbesc. Foarte bine, eram, nu eram cuplat, dar erau prieteni mei care spuneam în copilărie. Unii dintre ei aveau cuplai. Rău, foarte rău. Când îți ardea buza să vorbești, nu mai merge să mai... Vrăjești tu vreo gagică 4 și Ce să vrăjești la ea? Doar noaptea. Noaptea când dormeau oia, pentru că deja... De, de ce cu plaja dacă asta, cu asta spun. era belită. Frumos aia, era aia să... Aia babe, da. Da, cu, da. da, să fii cu niște babe care se culce la nou și după aia dă-i și... Cu aia cu dă și dă drum. Dă să cântă. E incredibil cu plajul, vă uitați E, n-am uitat da. mai nimic de atunci, da. pentru că am și am presat uh, cu Exarcu și cu Badea și cu toată lumea. Am uh, presat momente de sărăcie maximă de care da. mi-aduc aminte uneori cu un soi de duioșie. Că, până la urmă, toate trec, știi cum e, toate bă, -a murit trec. murit nimeni Important e asta. că ți aduce aminte. N-a murit, dar nici bine nu ne era. Dar de... am căpătat o, iarăși un chip de, de modestie pe care numai sărăcia ți-o poate aduce. Da, probabil. Că înțelegând cum e să fii foarte sărac, nu te mai uiți condescendent la altul care trece printr-o situație financiară una de la act. mână și doi la mână îți dezvoltă o stare de maidanez așa. Adică da. poți să te adaptezi. Bă, acum am și mănânc foagra, acum n-am, mănânc mazăre de la soacră mea. Nici o problemă. Înțelegi? Adică cred că e mai ușoară adaptarea și eventuala picare de undeva de unde te crezi tu că te-ai cocoțat pe un piedestal care oricum... Noi atât de înalt pe Crezi tu? îl vedem noi de obicei. Și mai e o chestie Mamă pe care iarăși o cred. Da. Cred că urcatul ăsta pe piedestal presupune, după cum insinuai, și o cădere de pe el care e păi mai, da. mai neplăcută mult da, decât... Da, da. Și cum e că te întâlnești cu aceiași oameni. Te și întâlne. dacă tu ai fost, în momentul în care urcai, de Căcat. mega porc <laughs> cu cineva, te da, vei normal. întâlni tot cu ăla în drumul tău spre înapoi. Și o să-ți dea un șut în fund... Problema este când te întâlnești cu ăla cu care ai fost om și îți dă un șut în cul, a Mă aștept. Eu am zis întotdeauna, bă, are tata o vorbă. Când ești întreabă, treabă, toți te întreabă. Știu. Mi-o zicea când eram mic. Și nu înțelegea nimic. Zic, ce trebuie cu joc de cuvinte ăsta? Când ești în treabă, toți te întreabă. Nu știam care-i treaba. Așa e. Când am aflat care-i treaba și am văzut care-i treaba, mai ales la nivelul ăsta bă, la care am fost noi, care generează un soi de gudurare a oamenilor doar că vor și ei să fie pe lângă uh, cel de la televizor, deși repet, nu este o șmecherie atât de mare să fii la televizor. Din punctul meu de vedere sunt 10.000-50.000 de oameni televizor. care pot face ce am făcut eu mult mai bine, dar n-au avut acest aceste intersecții norocoase în viață, deci nu e vreo nu suntem vedeti, cel puțin așa consider Nu suntem vedete, suntem niște oameni care avem o meserie mai vizibilă decât alta. E adevărat. Uh, Și ce să vezi chiar și mai ușoară și mai distractivă, știi? Raportat la banii pe care îi luăm. Adică gândește-te că ai fi dat cu târnăcopul pe la șapte dimineața să pui pe aici niște... Ceva frumos. Uh, cabluri sau Pe Adică, mă rog. Uh, ok. Poate că toate astea au în spate un background, felul în care te-ai raportat la școală și la educație, la nu știu ce, dar una peste alta nu e o meserie atât de șmecheră precum încercăm noi de multe ori să o lansăm în piață. Și plecând de la vorba asta, când ești în treabă, toți întreabă, mă aștept ca în momentul în care așa va fi gata, nu în locul așa ăla nu va, va fi. altcineva, sau mă rog, nu voi mai fi pe să fugă toți ca pentru că nu mai are Așa va fi. niciun interes. Mi s-a întâmplat. Stea pe lângă tine, că am trecut că nu am prin la asta. Moda, știi? No, no. Și am <laughs> descoperit în cât timp se poate descărca un telefon mobil într-o săptămână. În mod normal, <laughs> eu mod normal telefon... ai două baterii pe zi. Da. Da, da, știu. Și când da. am descoperit că după o săptămână eu nu pusese în telefonul la încărcat și că nu mai aveam bani nici să-mi hrănesc copilul, mi-a dat seama că e groasă. Eu am făcut-o dintr-o loialitate, psihopată, mă rog. A fost o tâmpenie din partea mea Dar aș face-o din nou Pentru că odată ce cineva Asta e important, să nu regrești ce ai făcut nu. În momentul în care începi să regrești ce ai făcut Înseamnă că într-adevăr ai făcut ceva nasol Dacă ești împăcat cu tine Și cu trecutul tău Cred că sunt șanse să rămâi drabă la cap Cred Ești drabă la cap? Nu <laughs> Dar asta nu înseamnă că nu sunt în păcat cu trecut. Nu sunt zdravăn <laughs> pentru că n-ai cum să fii în meseria nu. asta. N-ai cum să fii la, nu. la modul Mai ales real, la zilnică, realistic. Cum, cum. și doi, din cauza programului. În momentul în care dorm 4 ore pe noapte de 17 ani, bă, oricât ar poți să ai și creier fier forjat da, de, eu oțel, beton. Eu niște legende. Să duce. Îmi spunea cineva că tu dormi Cumva și în timpul zilei. Dar nu e care... legendă, da. Eu dorm, de când am început emisiunea în 2008, dorm în fiecare seară în funcție de ora de începere, că inițial a fost 23.45, acum mai, mai 21.30 pentru că m-au tot tras în jos ca să <coughs> fie încasările de publicitate mai ok. Bine, din de considerente înțeles. de da, business pe care le înțeleg perfect uh, și care culmea mă ajută că nu mai termin la 1, termin la 12 dar a la lung așa, aceste 32 de sezoane m-au făcut să dorm 4 ore pe noapte și atunci trebuie să recuperez cumva în timpul zilei. Nu doar că ne că dragomir de la 2 la 3 că nu-mi permit că trebuie să mai văd și de alte treburi de făcut mm -hmm. ziua, dar seara de pe la, deja toți prietenii mei știu că de la 6 încolo nu mai dai de mine. Așa de la 6 până mai... pe la 8 dorm. Acum de... da, până pe la 8. Înainte îmi permiteam să mă culpă la 8 și să dorm până, până la 10, când începea pe emisiunea la 12. Uh -huh. uh, dar nu a fost zi, sau, mă rog, nu a fost zi, exagerez, au fost câteva, câteva. numeri pe degete în 17 ani în care să nu să nu mă culc uh, orele astea două. Și uh, chiar dacă am treabă, chiar dacă aș fi vrut să fiu vara la o bere cu băieții la ora aia, sau, na, eu nu știu cum este să ieși seara în oraș în timpul înțeleg. săptămânii. înțeleg de 17 ani, nu știu cum e bă, suntem la restaurant, îmi dau mesaj cum dracu, miercure la 8 la restaurant, eu tot mă niciunul nici eu nu înțeleg deloc, deloc. ca să-mi tu, altfel, nu ne-au ieșit lumicea și mie niște analize ceva de vis nu mai... zice, dacă tot mai de acolo vin. vin și doctorul mi-a zis, mie cel puțin, doamnă trebuie să dormiți, că vi da, se da, face da, da. ficatul că că vi se fac analizele mai nasoane decât sunt da. ceea ce e greu de crezut, dar da. vi se vor face <laughs> și am decis să mă cul la 6 seara a zis și făcut. La început a fost mai nasol și mă sunau prietenii. Bă, te-am sunat aseară. s m-am La ce oră mai ai sunat aseară? La 8. La 8, da. Păi, la 8 eu eram în tărâmul copilării de mult. Adică, da. nu Hai să te culci definitiv până la a doua zi. Da! Eu mă a, culcam la 6 okay. și puteai 3. Că trebuia să mă întâlnesc cu mine. Tu știi da. cum e să te întâlnești? zi după zi după zi a, după zi, a -a, zi cu când făceam matinal făcea a știu, bine, am făcut nu, doi ani de matinal. noi ne, exact e, noi am făcut mulți Vreau problema mulți? a fost da. că la 5 jumate dimineața când te întâlnești cu același om da. îți te la de nu ți-a făcut nimic nu zice în afară de bună dimineața nu zice nimic sarat. nu ești mut bănic mm -mm. numai când îi vezi fața da și știi că urmează Că îl știi pe Mircea foarte bine. Avem o viață de tot. Căcate. Așa. Suntem, așa. Ne urăște toată lumea. Suntem vai de capul da. nostru. De ce mă? De ce îl are și noi nu avem? Noi da, suntem da, ultimii da. cartofi da. din beci, ultimele șips din să, gard. Să ne vezi acum când vorbim noaptea, câte trei ore. De ce nu avem bani? Uite, mi, uite -mi nu mai bine ne culcăm. Hai, dracu că oricum, nu avem nicio șansă să-i facem acum, în noaptea. Dar de ce îl are, mă? De ce nu avem bani? Ia zic -mi și mie. de ce? Ia mai zic, cu criptomoneda când îi mai zic niște date din care, ce să vezi, am mai ciugulit câte ceva, a la ciocane. Păi băi, tâmpiturile, eu îți mai spun, uite, ți-am zis să facem, deci mă rog de el înainte să înceapă războaiele pe Antena 3, când încă era în zona, în zona neutră, neimplicată atât elbețiană. de mult politic. Neutră, nu știu dacă a fost, era cumva în furgătorul la după emisiunile cu tine și de divertisment, și începutul celor serioase de la Antena 3 cu Ancea care bă, îl știi Posorin, Ei, Era, domn. nu te lăsa să faci niciun fel de... ne-am dus odată, a venit prigoană la mine, mi-a dus o sticlă de vin și am intrat peste Mircea cu sticla de vin. Hai, nu rog, prigoană fiind și la un moment dat patron al lui Mircea pe la realitate. La realitate, cum da. să nu? Noi ieșim fiecare zice, care hai să, hai să, hai să, hai să facem o surpriză astea, să intrăm peste el. Și la acolo cu Băsescu și noi cu sticla de vin. Hai, nu rog, nu știu. O, o, să mi-a dat oance afară, s rău. că pe mine m-a iubit Sorin ceva de speriat. Că el, practic, el m-a... Cum Bine, și pe până noi. încredere, da. Sârbu sau alții, așa a fost cu mine Sorin. El m-a aruncat pe sticlă. Mi-a zis, nu te rog eu cum făceai așa. Te eu tot. nu mai faci niciodată așa ceva. Nu se compară genul tău de emisiune cu ce are uh, Mircea, el trebuie să rămână într-o zonă serioasă. Mă rog, paranteză. Uh, și tot ziceam că mă suna. e ai văzut câți bani la ca să nu mai zicem. Da. celebre cupluri care prezentau. Da, el alții știi câți bani au, știi câte apartamente și-au luat tăiat. Da, foarte bine, sănătos să fim, Hai să ne apucăm să, facem și noi. De... -t -t Pentru că ce să vezi, lumea, era un moment în piață în care lumea, lumea, organizatorii să plictisiseră de aceleași perechi sau aceiași prezentatori. Că erau Andy Moisescu, Răzvan și Dani, cine mai erau pe A, perioada aia. Deci era un bun moment. moment. Dacă aș fi intrat cu el, dar repet, ă, acum 15 ani cel puțin, 15-20 de ani. Uh, hai să, uite, facem un cuplu, prezentăm și noi. Hai frate, cum? Uh, și acum uh, se servesc sarmanele. Da mă, din aia fac căia bani. Să duc, prezintă, nunți, că nu erau mai evenimente. Erau nunți, Da, nu Da, mă mai gândesc, că n-a vrut niciodată. E, cu mine a prezentat un festival de romanțe, nu știu dacă ți-au povestit vreodată. <laughs> da, Celebra fază cu Gica Petrescu este <laughs> întâmplat împreună, înseamnând că eu trebuia să-l aștept pe Gica Petrescu uh, cu o floare în mână, Badea, să-l prezinte pe Gica Petrescu. Deci, este o oximoron complet, contradicție eu în Pentru că eu am făcut un interviu cu Gica Petrescu la Playboy. Și eu la fel. Da. Numai da. că a fost rău. La noi a fost rău pentru că eram cu Mircea. Da, cu Mircea eram. Am făcut un interviu cu Gica Petrescu, care n-a înțeles că s-a terminat emisiunea. Deloc. Adică... Și iarăși, stop! Adică, hop! Și iarăși... A stat. Ce-a A stat pentru că el nu se putea așeza. Da, era știu, la se, da, era. și trebuia să se așeze pe marginea unui fotoliu. Și acolo a <coughs> rămas. cu Am și acum conversație. Îl găsim și acum. Da. Sfântă dacă îl cauți tot acolo. <laughs> Doamne, iartă-mă. Da, pe da. scurt a fost foarte complicat, că nu puteai să spui maestrului, știți? Da. Acum o oră jumate s-a dat generic, ci, de din final, adică l-am dat pe da, generică, da, lui, gata. Da, da. Mai mă și noi pe la casele noastre, că om vine de unul și unul. foame, prea. nu avea și el nevoie de... Ne spunea adesea da. că e foame doar că și nu ne era, deci nu putem să-l ajutăm cu nimic. <laughs> mai trebuie să mai luăm publicitate și să mai luăm Ce și publicitate. Ne publicai, să, să mai tot da. Era da, Alessandra Stoicescu, pe cum nu știu. Cineva, noi toți sentativ dădeam cu televizorul mai tare, nice -ă. da, hai să. Da, a fost frumos, una la Da. Deci tu ai făcut cu Gica Petrescu pentru Playboy? Da, am făcut pentru Playboy, foarte jmecher interviu, foarte jmecher, pentru că el a prins crucea de piatră, a prins toată oh! perioada aceea interbelică și ne povestea cum se ducea, în stabilimentele astea, cred că... Dacă mă chinui, găsesc, găsesc ediția. În ediția aia am făcut cu Gică Petrescu și cu Gică Popescu, știi? Că sunt oameni care îi confundau, practic. Și atunci am zis să, să fie amândouă interviurile. Să stabilim o dată pentru totdeauna. Cine-i Răzvan, cine-i Dani, știi? Că așa da! De, așa, cine da. te cine-i Mircea, știi? Că da, 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 exact. Da, da. Primul pot pe care l-am făcut, l-am făcut cu Mircea. Și el povestea da, exact făcut. asta. Da? El povestea că lumea ne curca între noi. Și mi se părea foarte ciudat. Dar zi... înțeleg la începutul, dar între voi, cum? cum auzi? Deci, de nu te vedea. mai bărbire și tu. Păi, am încercat și așa. N-a mers. Da? Um, ca să înțelegi tu um, momentul nostru de glorie, nu știu că am povestit asta cu el, vine Mircea la mine și zice, bă, am reușit în viață. Tot. te Ce te faceți? Mie. Bă, ce te faci? și mie să fac și eu. Am reușit amândoi. Da, oh. Și am venit cu un plic pe care scria pentru te și Mircea. Nu, București, Ploiești, nu, da. Antena 1, nu, pentru Teo și mie. Păi și-a ajuns la noi. Știi, momentul ăla ne-am dat seama că suntem Dumnezeu. Corect. Corect, dacă a știu, poșta și unde să l -a. Tu realizezi ce zici? Da, da, zic. da, asta da, ne, ne, mirăm de fiecare tare, dată între noi. Tare, că da. suntem doi da. boșoroși care vorbesc. Da, ma, da, de... da, noi, voi deja când ați venit la antenă, erați după experiența tele Da. Ei, cred că era deja de atunci. Cred că ar fi știut să-l ducă și la tele Și -șa. asta e adevărat. dacă da, stau mă gândesc. Da. Pe vremea aia încerca să ne bată Călinescu. Nu știu dacă a ieșit. N-am știut niciodată, la urmă, care au fost audiențele de atunci. Pentru că noi aveam o problemă. După Călinescu, care făcea program la Pro, intra reluarea de la tânăr și neliniști. Da. La 95. Puta este cuci. Da? Da. Deci ne omora cu zile. Ne cheamă odată Oancea, Sorin Oancea da. despre care vorbim Și zice vreau să fac și eu, niște audiențe Dar nu erau să măsurau atunci? Se măsurau, dar nu așa nu Se așa. măsurau Da. Și noi de la ora 9 și 5 Până la 9.30 am făcut 00.00 Ca asta vorbeam și în podcast Numai noi am putut să facem asta Deci noi am inaugurat audiențele Nule Ai făcut vreodată audiență zero în viața uh, ta? Băi, nu dar Vezi, tot timpul... Mai spunea, de la îi bătrâni. Tot timpul le spuneam în momentul în care eram în flăcări cu un show păcătos și practic nu mai aveam decât 2 trei invitați care veneau. Serghei, Trașcă și Mărculescu, Dumnezeu să Bănică Deci, și Marabonică, 3-4 maxim. După cum să facem să nu mai vină nici ăștia? Adică eu voiam să ajung în faza în care am, să, ne să ne refuze toată lumea. Da, la ei nu se putea. Deci, practic, ajunsesem cumva la zero la nivel de invitații. Nu mai vrea nimeni, mai vine. Unde la capăt? Bang! Bună ziua, dragă, și păcătos. Nu mai e de la capăt. A luat da? Bang! De <laughs> telefonul Știi că am vrut să te întreb asta? Nu mai bază la noi invitații. Ce facem? Uh, avantajul era că deja ne lansasem foarte tare pe orbită și vorbeam cu Stoian, că eram și în, perioada Mircea Stoian să a În practic nu aveam buget, nu aveam nimic. Eram eu cu Mircea și intram pe după o perdea, mai ții minte? Da, 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 buf, Și vedeam niște obosiți în public săraci, că ea veniseră de la toate... Că de eu nu suport să vorbesc cu sardă unul alt, am de Eu nu pot să vorbesc în public. Nu pot să vorbesc. De-aia nu prezint. Nici tu? Da, nu pot. Nu, am prezentat nimic niciodată. eu Eu dacă văd oameni, E cum a zis Nikita. Ce să ia? Oameni. Nu suport oamenii, sora mea. Când a venit Nikita primor uh, și râdeam de ea. Și eu zic la fel. Când că în primul sezon noi n-am avut oameni. Și după aia zic, mamă, îi vedeam pe ea. Și mi se părea că orice zic, era câte o care mai mult făia ce rămăsese de la Brancu pentru zic aia... Cu, mamă, ce Au rău. avut uh, plăcintă cu mere la fără asta să ia, care împrumutau <laughs> proteză. Mai mor uh, molfăia ce rămăsese de la Brancu cu două ore înainte. Și mi se și părea că, mamă, ce că ești... glumă bună am zis. Și aia era săraca. Da, și... Vici, unde. Și zic, gata, sunt de căcat, n-am zis nimic și mă crispam. Și nu puteam să văd... Da, să vezi ce frumos e, să e când îți adorme da. operatorul. Da, mă și rog, tu acolo ești în spumele în interes, alea, dar, marile, adică tu ești niște rășini, niște fițe, da, da, niște și alea. <ră> Și odată îl vezi pe ăla. <rătă> da, mă sora, cu de mai are la coarne și. -l -l, și filmează oh, grila de lumină. Și noi am învățat să ne protevim în cadru că, făcând matinal, da, da. ulterior s-a inventat verbul a protevi. Da, da. la vremea respectivă era potrivit, ne proteveam în cadru. Adică se ducea camera așa și, ah, ne, da, și te, ducea, te duci tu după, te cadru, te tu te după te camera. După cadru, nu camera după tine. Exact. Da, pentru că da. ți-a dormit operatorul. <laughs> la, de interesant <laughs> ce ești. Da. Și cam așa în perioada aia. Deci cu Stoian, bă, hai să nu mai vină nimeni. Deci dacă îi elimineam pășa, practic nu mai venea eram la la invitat. Doar că eram tot timpul lider de piață. Și Toian într-o seară zice, știi că eram singura emisiune care bătea pro în perioada. Nu, pro ne jucam picioare până intram noi. Că noi intram cu toate alea. Ce facem azi? Pictăm pe sticlă. cu ce? Cu Am... Perfect. Stai, trebuie să spun una cea mai bună pe care am auzit-o vreodată de la Silviu Andrei. A fost ceva, a fost ceva, eu am avut o senzație vecină cu grația. Voi plictisiți? Mișto, eu mă uitam. Și uh, era o doamnă sau cineva care picta pe cineva pe... pe și nu, pe Nu, pe sine. Era o pictură pe trup. Da, da, Și vine Silviu... Practic moralul. Cred că tu ai întrebat, tu ai întrebat. Bă, cum se numește când cineva să scobește în nas? Îți citez în timp ce cineva pictează pe altcineva. Și ăsta, bă, din puțul gândirea, a da, dat-o din rărui, din fumață. Se numește renascentism. <laughs> bă, mă crezi că n-am putut să râd de bună ce a fost. Dar din momentul ăla, pentru mine, Silviu Andrei a fost Dumnezeu pe planetă. Silviu eu, zic, bă, da. Formula eu, Silviu Bordea, a fost ceva. Dar nu. De asta spun, că noi ne duceam, să ne distrăm bă, total. La, practic, am Nu știu cum ne-au și plătit, că am fi dat și bani, înțelegeți? Să ne distrăm. Da. Și atunci Stoian a zis, bă, ca să revin să terminăm asta, zice, da. hai să facem o pisică moartă să vedem dacă vom fi lideri de piață. <laughs> și <-o> zic, cum? Și <laughs> la altă Zice, pune o pisică moartă aici pe canapea. La popa la poartă? Da, și noi vorbim și mai întrebăm și pe ea ceva. Deci, prea prost, nu avem cum să facem, nu, <laughs> nu zic nici nu, nu, nimic oameni, aruncă tot, da. Dar am avut o ediție în care practic n-a mai venit nimeni că trebuia să vină Simona Senzor și s-a supărat când a intrat la machiaj că nu au machiat-o da. cum trebuie și a plecat și cu la valiera deschisă și auzeam ce morți <laughs> avem în calendar. <laughs> în familie, da. Da, exact, familie, da. Și am stat singuri atunci și bineînțeles că și atunci am fost uh, lider, lider de, piață, de piață. că să uita. Da, măcar -a uita. la Valiera v-a dus-o înapoi vreodată? Uh, uh, da, pentru că i-am spus șoferului, băi, Vezi, la final, noi o lăsam să-și ascultăm până la vreo 3-4 km când s-a pierdut semnalul Zic, vezi să ieși la Valerana când s-a dat jos, că a, a plecat și cu recozita. Da, multe, multe. La 0-0 nu am fost pentru că... E o experiență unică. Uh, eram totuși pe antena 1. Adică păi antena și noi la fel, ce era... să vezi, adică noi tot acolo eram. A, to a am căzut că tu zici la tele 7. Nu, dragă, ne-a chemat Nu, Angea. Și mi-a întrebat, a... vedeți voi Zero zerourile astea. Adică da. Nu eu când am Nu Ușoarele astea. Asta nu e bine. <laughs> da, da, da. Când le vedem, să fugiți. Nu. <laughs> când le vedem, să, nu, să treceți pe trotărul da, la altă. Alt nu să fiu și eu cu ele în mână. Da. Uh, când am intrat eu, făcea Dan Diaconescu 10 rating. Nu, nu știu dacă îți poți, poți închipui ce înseamnă 10 rating la 12 noapte. Toată țara și Se ceva de pe lângă. Cu adică el, o exact o cum ce el. Anunțați-vă, practic, rudele din Bulgaria, Ungaria, Serbia, când în România oricum să uită toți și m-a chemat Camelia și a zis, dom'le, hai să facem noi ceva. Intrase tucă, încercase să se reinventeze tucă cu ceva După milionarii, rău, de la mie rău și făcuse 0,7, o medie, nasol, în 2007, s-a întâmplat asta, o revenire a lui. Da. Și au zis, bă, nu e, ai totuși, tuca, tucă, nici să nu -l... adică să, era rău și pentru el. Uh, ce să facem? Păi hai să păstrăm ceva din mobilierul lui și îl băgăm pe capatul. Și am intrat cu niște resturi de la tucă, înțelegi? Tu ai Niște intrat de deci cu un de, de mobilier. El avea un, un birou lung și am intrat cu trei bucăți din biroul ăla. Stai adică așa, nu? Deci, cum intrai în clădire, era studioul din dreapta? Cum intrai în clădirea veche, da. Uh, studioul din dreapta, da. Ah, de deci ce acolo ai făcut și tu? Da. Și noi. Da. da, da. Și în stânga era antena 3. Te duceai wow. și să deschisese deja antena 3. n-am uh, Bine. Am luat trei bucăți de masă, la tucă, și m-am apucat să fac treabă. dar... Eu credeam că, na, late night. Hai cu Johnny Răducanu, hai cu... Normal. Sergiu Nicolaescu, hai cu Ion Besuiu, hai cu ăștia, hai, 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 hai. Eu, unul, maxim, era maxim, era unul. Diaconescu era cu Elodia episodul 200 și ceva, l-am prins exact în forțaj, că dacă era la început, poate... Mamă, să mă rog, ce fac. Fac. După aia, el avea două episoade, uh, Elodia și Fantoma, care nu știu ce speria și mișca lucruri până nu știu ce sat. Începea cu fantoma. O dădea, de cât, cât, cât să mă, cât rupă încă, pe mine. Adică mă, să mă rupă. Eu nu existam pentru el. Eram o crenguță de aia. Nimeni nu cred că se uita. 1 la 10. Deci gândește-te. 1 la 10. Deci share la el cred că era... Pentru că eu la 1 aveam share vreo 5-6. El cred că avea 50-60. Deci, îți dai seama, Cât Titanic? Trei sferturi de țară. N-a mai... 60 nu mai face nimeni acum. Nu, 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 mai, nu, nu mai, fac, nu? 60 cel puțin avea. Cu fantoma acum, fantoma s-a dovedit că era un puș de ăsta cortit de vreo 13 ani, care speria babele pe sat, cu o găleată, cu ață, hr, la 12 noapte, bă, sub un geac. Și ăla a plătit de, geac, de, geac, de a, a pe nu știu ce, și el l-a prins poliția. Și eu zic, gata, gata, mă, s-a terminat, îl rup. Și începe misiunea, domne, fantoma de la postul la altul, tocmai la poliție au arestat-o. Stați ce, din uitați-vă la mine, că situația este Și da, totul e bine. A doua zi, eu 08, ăla 11. Bă, mă sună care era și Da, da. Ce că să mă, dănuțe, că dacă zici tu că au arestat fantoma, gata? Păi ce le-ai luat povestea, mă? Bă, ca să vezi că eu nu m-am gândit. Ce le-ai luat povestea? N-au avut cum să te creadă că au arestat fantoma. Ei vor să vadă povestea și au continuat. Că tu cam, ă, tu că îmi mai ai continuat două luni cu fantoma aia. Deși ăla fusese arestat, da, amendat, da. Și da. că... dacă le iei povestea, e super. Ei vor să stea să uite la o poveste. Nu contează că e reală, că nu e reală. Ăla îi zici tu că nu mai e fantomă. Ce crede, că să uite la tine? Nu, no, domnule, s-a dus că la le zicea, nu, domne, că tu fantoma e. Nu uite, da. acum am dau Ce seama. Și lumea să uite la povești. Bine, ok. Păi și povești le dau și eu. După primul sezon, m-a chemat la camenea. Vezi? Răuț. faci? exact cum zici, nu 0-0, dar 1 la 10, totuși. Răuț. E un gol <laughs> Nasol, <laughs> Am înțeles că ți-am dat trei scaune de la Tucă și un colț de masă și nu știu ce. Poate că e și vina noastră. Eram, bă, foarte rău. Deci aveam band și doar trebuia să fie draci, că, vezi, Doamne, că noi eram un show păcătos. Și aveau niște antirie, da, niște, niște frut, cam cum am eu acum pe mine, dar am, la mine, vezi, Doamne, la modă. Dar erau până aici, dar nu putea să cânte niște la patrafire. tobă și Și ridica, dar niște patra fire, da. Și, și ridica așa, zi, erau ca femei de la nazoi, la râu. În tii, chilt. Da? da? și ridicau până aici ca să poată să bată la, la tobă. Și era la chitară, săra, că să te-ai înghesuit, bă, rău. A zis, zice, bă, poate, într-adevăr, din noi n-am trebuie. Eu pe colțul de masă, alături, hai să. Și să mai încercăm, dar zice, tu ești așa că zice, am avut încredere în tine, ești în stare să faci o treabă. O duci? Că noi îi la dispoziție, uite, în sezonul următor, mi-a pus, mi mare lucru la dispoziție, că m-am dus acolo unde era cu Stoian. Dar aveam totuși public, ți-am zis, când am văzut publicul, m-am îngrozit, uh, era altceva. Și zic, dom'le, da, dar zic, eu pot să o duc, dar noastră puteți să o, -o, -o duceți și nealtră, zic, un pic, că, zic, așa? Eu, eu, deja mă gândeam la așa. Da, nu contează, important e să, să mai ciupim din treaba asta cu Diaconescu, adică ok, poate că nu reușim să-l batem. Să? Și am început, Tarchi, Naomi, Nikita, Dracula, cu ah, bă, gata. nici așa nu-l băteam. Vă bă, zic cum să fac, de-aia o să-l respect pe Dan toată viața mea. V-ați Pentru cunoscut? că eu nu cred că... Cum? V-ați cunoscut? E cum, suntem prieteni buni, da. Serios? Păi stai să vezi ce am făcut. Ia. Yeah. Încă m-a spectrul cifrelor era urât. Nu era aurora boreal, era smog. Băi, ce fac? Eu nu cred că s-a întâmplat așa, în, pe planetă nu cred că s-a întâmplat. Băi, îl sun să-mi dea invitați de la el. Du-te, mă! Da, zic, fac și eu ce fac el. Dacă fac și eu ce face el pe antena 1, n-are cum să nu fie bine. Că fac așa lucruri. Asta producătorul aici, tu ești sănătos la capul, adică zic, uite așa, și sunt unește Bună ziua, domnul Giacu, da, da, în capătul ăsta. Da, mă, dă înțe, cum era el, el de la înălțimea lui de patron. Și, domnule, zic, vă zic direct că n-am cum să o colesc că tot acolo ar trebui să ajung. Și în să sunt angajat, am și eu de crescut copil. Mă dă afară dacă nu fac treabă, nu știu cum să fac să, iasă ca la tine. Zic, când avem subiecte de-astea care ne interesează, adică, mă rog, m-ar interesa și pe mine, genuana Zăvoranu, Nikita, de-astea, că el începea de la 8 seara. Zic, poți să mi le dai și mie, eu am o oră. Vin o oră la mine, și după aia să întorc la matale până la ce de Că le drumul. nu cred că aud așa ceva. Exact. Tu vrei să-ți dau invitații mei? Zic, dacă se poate. Dacă nu ceri prea mult. Doar din când în când, nu zic Și nu e. Păi zice, n-am auzit în viața mea așa ceva. Niciodată. Bine, te ajut. Și da, mulțumesc. Eu de ce zic? Mulțumesc. Și puteți să-mi dai și mie un telefon ca să nu așa o pămăruță? da, da, și zic, a zis că ne ajut Hai mă să vedem până la prima. A doua săptămână era Oana în un flăcăr cu nu știu ce. Și sunt, bă, eu o vedeam seara atunci, la el. Ajunse, după aia ajunsese să-mi spună în timpul zilei, uite, l-am pe ăsta, vrei? Da. Zic, uite, Oana poate să vină la 12 noapte, când încep, vorbesc cu ea. Oana, na, când a auzit de antena 1, te vurea la antena 1, bine, nu. Și facea, o lăsăm pe doamna, ca așa vorbea, o lăsăm pe doamna Oana Zăvoranu să se ducă până la prietenul Dan Capatul la antenă, dar să întoarce la noi, o oră o să lipsească la el, nu știu ce. Băi, băia, Dezi, eu, ce sunt de... în șoc. N-am auzit așa ceva decât mai mea. Jur mama că pe... uite, poți să-l întrebi, poți să-l sun să vezi. Păi că nu că, că, te cred, stai să Nu-ți fac orice pentru Dan. Deci, adică deci cum, cum el, practic, eu pe măruță? Da mă, da, am sunat concurentul direct, dă mă și mie că orice aș face eu nu merge. Păi mi-ar da și mie, dar nu invitat. <laughs> da, mă rog, mă rog, să nu e. E da nostru, dar nu. Da, e da Nu de e. Nostru. Nici eu nu cred că aș fi făcut așa ceva. Nici tu nu cred că ai nu! făcut așa ceva. Dar generozitatea asta a lui care e pe sabia lui. Asta voiam să zic. Știi? Ce a vingătorului, stai mă un pic, gloria mea, de ce da, era să era dau și, și ce Exact. Aia. Și ar peste timp, după ce a ieșit în pușcărie, nu, nu intrase în pușcărie, sau mă rog, era în, era în așteptări, nu mai știu cum, nu mai făcea emisiunea de mult, închisese OTV-ul, ceva în genul ăsta. L-am adus la mine și l-am așezat în locul meu. Și zic, uite, mă prezintă-mi tu emisiunea în seara asta. Wow. Băi, s-a simțit atât de bine, că mi s-a făcut pila de gând. Să vedea că îi lipsea, nu mai era de 2-3 ani, nu mai a apărut ceva în genul ăsta. Eu o să-l găsești pe YouTube. Dan Diaconescu un locul loc Și l-am așezat. Și cum aveam eu atunci, dați mesaj la 1, 7, 2, nu știu, că nu știți ce pierde, nu combinat și cu yeah. Și a prezentat el toată emisiunea. Eu stăteam cu bordea pe canapea și Silviu era sus la... Și l-am lăsat să-mi prezinte și mi bă, în amintirea vremurilor în care m-ai ajutat și practic cumva m-ai și salvat. Pentru că m-a ajutat și faptul că el s-a dus în zonat politică total greșit, că dacă ar fi rămas pe prostiile astea, era și sfântă era, în continuare lider. Uh, și atunci, ușor, ușor, l-am depășit eu, știi? Da. Uh, N-a avut niciodată vreo părere de rău pentru că a fost alegerea lui. Are părerea de rău că a trecut în politică pentru că și-a dat seama că aia la nenorocit și, practic, personal și profesional. Da. Uh, dar asta m-a ajutat pe mine să, să urc, știi? Și am preluat toate nebunile pe care le făcea și le-am dus, le dus în mainstream, știi? Practic, le-am făcut cum trebuie. Că la el acolo, la măsuță înghesuită, noi acum aveam deja buget, puteam să facem niște, niște lucruri mai... Am făcut tabor, mai țin am făcut tabor. Cu Loredana și cu Leo. De deci, stabor, am rămas de aia rotundă cu șeful țiganului, nu știu, am intrat pe telefon împăratul de la Sibiu. tabor tabor de la cu. Da, da, da. da. De, de Judecată de țigănie. Judecată. Da. A intrat Giovanni Becali pe telefon, s-a cu Leo. Deci făceam practic orice. De momentul la gata, ne-am eliberat și ne-am dus, ne am dus în sus. Dar Vezi, revenind la intersecțiile astea și la oamenii care te ajută în momente în care... Pă, și, și cine te ajută, adică fix concurentul tău direct, în cazul meu. Știi? Și mulți alții de-a lungul, de lungul timpului care mi-au întins o mână de ajutor absolut dezinteresat. Știi? Ceea ce am încercat și eu să fac la rândul meu. Cred că sunt câțiva oameni în lumea asta cărora le-am schimbat destinul un bine. Fără să le cer, doamne ferește, ceva vreodată. A, a fost frumos. Și mă rog, ce încă mai e, că dar, e. E, dar vezi, nu mai sunt vremurile lea. Nu mai sunt vremurile alea. Ești cam bancul cu nostalgici. Exact, da, nu aici e. Oh. E clubul nostalgic, da, oh, Nu, mai e. Mai e ce -a făr, făr. Da. Nu, nu mai sunt. Că nu se mai poate crea cadrul la atunci lumea era pe TV. Acum lumea e splituită în șapte mii de mm -hmm. aplicații, de, uite, produse pe online. Mm -hmm. Foarte bine că e așa. Toți avem, practic, televizorul nostru sau radioul nostru, când ne facem un conci și spunem toate prostile. Asta e foarte rău, dar mă rog, asta e doar o părere personală, pentru că până acum erau foarte mulți proști de care nu știai. Acum, acum, sunt foarte mulți proști de proști ești... care, și semnalizează da. strident. Uh, da, e treaba lor, este, da, e libertatea de exprimare, dar mesajul s-a disipat, adică o atmosferă precum aia pe care noi am trăit-o profesional vorbind, nu Cu are nată. cum, să mai, -are cum să se mai repete, cred eu. Nu, nu văd cum. Nu văd cum. Da, nicio. Da, da, asta zic că a fost frumos. Este în continuare în felul ăsta transformat. Na? Na. Tu de ce nu ți-ai făcut locul tău de unde să te exprimi tu în afara păi televizorului? Nu, l -am. L -am. Asta m-a întrebat toată De ce nu-ți faci un podcast? Păi, am avut două ore. Eu când am spus că am trăit la gândește liber, visul pro, la la Antena 1, eu n-am mințit. Eu nu cred, nu cred în continuare, sunt convins de treaba asta, nu cred că aș fi putut să fac la ProTV ce am făcut la Antena 1. Nu cred că aș fi avut libertatea asta. Cunoscând de exact cam cum stau lucrurile pe acolo și cam uh, cine și în ce fel încerca să țină totuși un content uh, mai curat decât, uh, decât făceam eu. Deci atunci, în perioada aia cu Mircea Einstein, deci primele nouă sezoane, nu cred că aș fi putut să le fac pe, pe ProTV. Uh, repet, dacă noi am avut aproape de punere în practică ideea să ducem o pisică moartă... Uh, gândește că nu puteți să-i la Sârbu un platou o pisică moartă. Deci nu avem. Uh, la un alt nivel am încercat eu și am reușit. Din păcate... Ai reușit, e adevărat, de nu te-a ajutat ora uh, în a face multe tâmpenii. Că, repet, cum am zis, noi, ce facem? Pictăm cu ce? Cu le, le, puneam de -aia, tuburi de alea de așa. Dați seama, mai nu se mai poate cu asta, cu progresismul, nu, nu, cu, nu, cu drepturile. Dar alea veneau săracele de bucură, de bucură. știind Că am plecat de la ideea, bă, nu, nu mai știam ce să mai facem. Repet, uh, plaja de invitat fiind și foarte limitată, pentru că practic toată lumea ne trântea telefonul meu. Uh, și stăteam odată, parcă văd, eram la pe Nordului, la, o, la un restaurant, că acolo ne țineam noi ruședințele, că în redacția ne provoca repugnă. și... <laughs> 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 Asta e lui Da, ne provoca repugnă. Da, ne provoca repugnă. Și zic, bă, ce dracu facem azi? Era patru, nu avem niciun invitat. Vai, vai. Și mă uitam eu, m-am dus, că era aprilie, era uh, martie. Bă, cald. Și zic, e cald ca în 77, vine marele cu tremur. ăsta e titlul. Și am sunat pe Dana atunci, era producătoră, Dana Voicu. Dana voi. aici. A, nu, că era lângă noi, la mă. Zic, scrie repede că o să uit. E cald ca în 77, vine marele cu tremur. Atunci aveai voie și să-i sperii, aveai voie multe. L-am sunat pe păi, mărmureanu sau nu e... știu pe rup, cine, și iară i-a rupt. Cine mai n-ai bani chemat eu la emisiunea da, asta? Da. 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 și atunci... Și l-ai chemat uh, mă și a lansat ideea? Am lansat ideea că, a -a lansat ideea că dacă vine e cald așa, vine cu treabă, ca, ca, ca și era și în 77. E, uh, n a fi putut să fac așa ceva. De asta spun că te, te pătine, ai dus-o și tu în blană cât s-a putut datorită da. ore. Uh, după aia ai să facem un concurs cine ține mai multe banane în gură. Câte banane poți să bagi în gură? Nu, morcov, Câți morcov poți să bagi în gură? O banana era cât de adânc poți să bagi. <laughs> Era, alt, era altă, oh, edi oh, no. altă ediție Câți morcovi poți să ții în gură? era că era în ajunul Paștelui Și le-am pus de alea de, de iepuraș Și zic, bă, dacă toți își bagați Morcovi în gură, ar fi păcat să mai fie și îmbrăcate Și le-am lăsat dezbrăcate de tot pe Și a câștigat uh, Maria Crăcană Cu 5 sau 7, nu mai știu adică, să-i trăiască. Totuși avea antrenament. Apropo, apropo adică... de Sfintele Sărbători. Era un iepure alfa. Noi aveam un... Da, da, Noi aveam un uh, fel de bază de date unde treceam invitații după porecle. Și aveam niște striperi pe care îi plăceam foarte mult, pe care trecut să Sfinții Părinți, pentru că aveau pe ei niște patrafire pe care la un moment dat, la care renunțau. Normal, normal, da. Și vine o colegă nouă și Andreea producătoare îi spune, bă, trebuie să vină și un preot. Adică, aia pune pune pe telefon, îl sună pe stripper, stripperul se miră, dar zice, da, mă chema eu, trebuie să mă duc. Și mă trezesc cu trei striperi în joia mare, ăia jenați, eu jenată, ce căutați? Eu am venit în Spania, asta a venit în Germania, am venit să vă ajutăm. Cam. Mișcarea era doi pași, hop, hop, doi pași, hop, hop un moment da, dar trebuie să își facă numărul. Normal. trebuie a trebuit să-i băgăm. Da. Dar pios. l am zis. Striptiz? Încet și trist. Dar ăla, da, că sunt încă, da, în doliu. Da. Facem trist. Da. La, 5 cinci, trist. la cinci ziua, nu? Da. da. La da. cinci ziua, striptiz, în joia mare. Aia. Și momentul a fost <coughs> încoronat de Maria Cârneci care a strigat sincer bine contează părinte. Deci, ce o mai mare decât asta n-am trăit în viața mea? Am crezut că mă trăznește Dumnezeu atunci pe loc și că nu mă mai mișc. Se pare că -am... Dumnezeu a, avea am altă treabă în momentul ar. Ei mai înțeleg și pe ea care ne înjurau. Adică nu avea de facem. Apropo de striptease, avea... Um, vreau să ducem într-o seară pe, pe sat, Că, practic, na. El era? Și până când mă duc pe la grădini zoologice sau pe la de pe afară și văd Flamingo, mi-aduc aminte. Zic, uite trupa lui păsat. <laughs> când vezi Flamingo N-aveam numărul și zic, hai să facem rost el. Uh, a sunat-o pe cineva, producătoarea a sunat-o pe Gina Pistor, i-a dat numărul și îl trece acolo pasat și, cum e, fără diacritice, hai să-l sunăm. Pune telefonul la ureche, sună, buf, în greșeală a sunat la Ponta. Nu de pasat, a trecut un drum și la Ponta. Bună ziua! asta zice, bună ziua, am numărul dumneavoastră de la Gina Pistol. Ponta zice, opa! Da, cu ce pot să vă ajut? A zis de la ce emisiune de la Naga. -am. am auzit că aveți un număr de striptease nou cu cowboy. <gântu -i> nu, dacă nu fac infarct, acum nu mai fac. -a zice, amaldar. da? Cu cowboy? <gântu -i> Și interesant aici. Știți, dar cine a sunat când s-a uitat asta, Ponta? Era și primul ministru Au, Ce scuze! Mă scuza, nu știu ce. Asta, apropo, de. Mă rog. Un glume din bucătăria emisiunilor legată de striptease, Da, mă rog, avem multe evenimente de genul ăsta. Deci, da, ne mai înjurau oamenii și cu temei, ca să zic așa. Dar când vedeai cifrele a doua zi, îți dai seama de ipocrizie. Probabil că nu ne înjurau oia care. Totuși se uitau, dar prea mulți știau a doua zi ce făcusem ca să... Asta era discuția pe care ca eu purtam ca cel mai adesea cu oamenii care te că înjurau. Că nu se uită, da. Bă, necă, stai puțin, îl înjurăm pe capatul ăsta, amândoi știm despre ce a fost vorba seara. Da, da. Adică da. nu da. vorbim despre... Uh, o, oh, eu nu, nu mă uit pentru că nu... Vorbim despre subiectul de aseară! Da. E, și revenind la ce m-ai întrebat, de ce nu mi-am făcut uh, soiul acesta de întreprindere... Pe care la început am uh, refuzat-o vehement pentru că mi se părea că m-a apucat prea târziu uh, online-ul de Tențile picior. Perfect. Adică deja sunt, eram căzut în groapa bătrâneții, știi, zic bănui pentru noi. Pentru copii, pentru vedeam ce face și ce au făcut cei, Dorian, adică mă, când să-i prind în urmă, când aveam. Și mă uitam și la profilul publicului, foarte mulți copii. La mine, dacă te uiți pe Instagram, până în 14 ani am 0,8 sau ceva în genul ăsta la mine, între 16 și 54 sunt 98%. Pentru că o putere de cumpărare. Băia, da, cumva, da. Uh, dar e clar că viitorul nu e. Între 0 și 14 ani, ți-am 1%. Uh, și zic, ce să fac? De ce să-mi fac? Pentru că, oricum, aveam două ore pe seară. Da. Că de aici am plecat cu libertatea Corect. și cu gândește liber, în care făceam Absolut tot ce voiam. Știi care a și fost momentul care pe mine m-a impresionat <coughs> foarte tare? Că, da, mă uitam la tine, dar n-aveam niciun fel de sentiment personal. În momentul în care ai avut o problemă de sănătate despre care m-a aflat, tu ai paralizat. A fost tranzitoriu, da. Tranzitoriu, în, da, oricum. Ischemic tranzitoriu, da, pe partea stângă. Da. L-ai făcut pe post? L-am făcut uh, în avion. În avion, nu? La aterizare în Italia, dar pe un, pe un istoric complicat de hipertensiune, descoperită pe la 24 de ani, adică eu mă știam oh, oh, oh. hipertensiv, pe o, o moștenire pe linie maternă, bunica mea, săraca, a murit de accident vascular, mama a făcut un accident vascular în 90, deci cumva urma eu că nu mai era nimeni în fața mea. Cum era, doamne, dar poftiți, dacă doriți! dar nu mai era în familie nimeni care să facă și am făcut eu, știi, adică, așa și zic, Maie, că a ieșit zic că mi-a zis, bă, ce ai găsit ce moștenire să-mi o casă pe la Monte Carlo n-ai și avut, da, așa, un ce frumos, cu un colesterol ridicat, cu niște plăși de alea de aterom, sau cum se numește, ateroame, da, da. da. am primit cu plăcere, da. De fapt, nu cu plăcere, dar dacă asta mi-ai dat, da, 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 faci noi -ne, casă. Și a fost episodul ăsta, care m-a speriat foarte crunt cei drept, pentru că aterizam în Ancona, un aeroport de zici că e autogara militar. Erai era cu Monica militar. și Andrei sau? Cum? Era și Andrei, da. Eram. era, era și ne Monica? duceam la finii noștri, da. Ne duceam, avem niște <coughs> finii în Italia. A fost ne duceam <coughs> într-un weekend Va. la finii noștri la mare, cumva, că e o zonă de mare turistică. Și Practic am captoprilul la pe care l-am tot timpul după mm -hmm. mine, am băgat de la... Eu știu când fac puseu de toată tensiune, nu mai văd bine, începe să-mi clipocească imaginea și știu că am, începe să-mi fie un rău de la... Am un rău general, bag repede un captopril sub limbă. Căcat, n-a trecut. la am băgat și pe al doilea, n-a trecut nici după al doilea zi, bă, e groasă. M-am dus acolo, aveți domnule, în spital, avea un cabinet de la... Mi-au dat și al treilea captopril, zic, bă, am mai luat două, pare că nu e de aici. Dar m-a liniștit. picai că e ok. Și de la din Ancona mai aveam de mers două ore cu mașina spre locul unde trebuia să stăm. <gaini> și Și veni să să ne ia și în mașină stăteam așa, mă uitam pe geam. Și zic, bă, unde e telefonul meu? Și telefonul era în mâna stângă. Și când m-am întors la Monica să întreb, bă, unde mi-ai văzut telefonul? Eu mi-ai văzut telefonul? Eu nu-mi dădeam seama, știi? Mama salbit s-a albit la față. A, zic, e la mine, mână. da, te <gaini> <bine, rău, gaini> <Doamne, bine, rău. gaini> Și a făcut în fine, a vorbit așa pe hai repede la un spital că... După am dat, dar de ce dracu nu-l simt? Zic, nu-l simt, nu, dar nu mă vedeam așa. Eu, După aia m am dat seama, zic, ce, sunt strâm, nu? De ce te uiți așa? Zic, Mamă, eu știam că-mi trecuse. Adică, de ce dracu m-a luat fără să mai simt ceva? Da. De fapt, nu-mi trecuse. Și am ajuns acolo într-un spital sol, mi-au dat numărul 47 de ordine, dată te la rând. Nu conta urgențe. Tu ce? Ai? Eu la bar, nu <laughs> Tu ce ai? Eu mi-am scântit degetul într-o găletă. A, poftiți, cât aveți? 45, el are 40. Hai, <laughs> tu mai stai acolo, mă, te Știi? Și stăteam la rând. Băi, băiatul și era pe la numărul 20. Eu avem 47. Zic, mamă, mă strâmb de tot aici, adică e grasă. Am sunat pe Băjenaru, Dumnezeu să-l odihnească, profesorul Băjenaru, cel mai tare neurolog de la noi în perioada lui. A murit în COVID, în perioada de COVID, i-am explicat, da, deci încercați măcar să vă facă un CT, un ceva. M-am dus, mi-au făcut un EKG, n-aveam nicio legătură EKG-ul. Îmi revenisem, mă îndreptasem, știi? Am sunat nouă, zic, doamne, nu mai sunt ok. Zice, bine, ok, dacă nu vă facă ea nimic, încercați să stați liniștit, veniți luni la mine, să facem un CT. Deci încercați să nu veniți cu avionul, pe cu ce să vin? Zice, nu cărați nici măcar geanta. Să vă spune foarte mea și că mi-a plăcut. În momentele alea mi-a plăcut. Scumpă de ea. Căra ca două nieți. Am în pat. N-am mai și până nicăieri s-a dus, dracu. Orice beție, orice plajă. M-am întors, mi-a făcut CT-ul și într-adevăr e un punct, nu știu să-ți explic în ce emisferă, în care se vede că a fost uh, avantajul, repet, a fost ăla că nu a pleznit nimic. Și că sunt hipertensiv de mic. Pentru că, mi-a explicat un profesor, uh, vasele erau pregătite. Da, dacă eram la primul, gata, nu mai eram. Cineva. Practic, da. era episodul 2, era cu altcineva aici. Um, dar, sau mă rog, ce episod fi noi aici? 1, 2, 3, 4. Um, faptul că vasele erau pregătite pe presiune, au, a făcut să reziste. Știi? Erai în vacanță cumva. Adică da, eram într-un, nu eram în vacanță, eram într-un weekend, plecam a, că eu dacă nu Asta fac... înseamnă că luni tu te-ai dus la emisiune iar. Luni m-am dus la emisiune, da, pe ce, da, frumos. Păi ce să faci? datul atunci mă tot duc. Da. 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 și mă tot duc ușor, ușor. Da, înțeleg de, ce vrei să fapt, spui, da. dar am încercat să nu, să da, apăs pe pedala Ce să... Știi foarte bine, dacă nu e serios în munca asta, te auto elimini Sigur, adică, și repede. Știi, îmi spuneau colegii mulțumim că ai fost punctual. Știi? Păi, n-am încotro, încotro. Că acolo se face fix sau și jumate mai nou, trebuie să zici bună seara, bor și aveți, să accepte. Am avut eu o colegă. Întârzieri, că n-ai cum. Nu spui care. Na. Care venea, <coughs> venea după generic. Ca am să am înțeleg. și o dată așa, <coughs> na Ceva frumos și o auzat pe Mona colegă. Segal urlând de screierată. Dați-mi gradene! Gradene! Câte grădene gradene să dai? Adică, cu... oia obosit să răci, că tot mai vorbeam de 25 de ele. lei pe zi, na. vai, suflet Și tu să zic panorama, să panorama, și să panorama. 5 minute, cât să panorama? Stai. Na, și venea așa, aia, noi toți cu infarctul pe noi. Da. Și la un moment dat, am dat seama că trebuie să fac eu asta, adică. <coughs> dacă nu se mai vine la mine. Da, eu! Vine eu. Da. <laughs> Facem cumva. Da, e o rigoare, da? da? Nu suntem așa, sunt multe alte meserii. Uh, și revin la ce spuneam, că nu mi se pare că este uh, precum uh, piloții sau chirurgii, de Da. Uite, asta crește eu. Două meserii fața cărora merg când dabușile aia în genunchi în coate. Adică suntem doi. Ce să zici tu că suntem noi mai cheriți, Hai mă, lasă-o, dragă. Da. Eu am mă zis asta și la televizor, no. ce nu mă crede nimeni. Am zis-o zis. mereu, da. Nu, no, nu contăm în fața asta. Adică, tot Pune respect. Tot respect, da. Cel care conduce trenul, mi se pare că are un job mult mai... Da, da. Plin de responsabilitate. Exact. De care... exact, apropo de responsabilitate. Adică, poți să greșe, Ce poți să greșești? Poți să zic cupu, pu, copii, cu, cu Poți să. Da, da. da Și oricum să... nu plătim noi amenda, nu plătesc patronii. Nici Și... măcar aici n avem de suferit. Bine, nu, dacă o zici, o tentativă da, o plătești da, tu. Da. Da. Dar. Nu. Nu suntem. Da. În orice meserie trebuie să ai un soi de seriozitate. Mai mare sau mai mică. Și dacă o ai. Mă întreabă, nu ți se întâmplă să te întrebi Domnule, care-i secretul? Oh! Uh, Apropo de asta, care-i secretul? Stai de 25 de ani căsătorit? Nu știu, mă, abona Da, ca ști, tu așa. crezi că n-aș da. dormi da. liniștit? Eu i-am zis, care nu de când ne-am căsătorit? Bă, nu știu dacă o să stăm până la final O, oh, bă, ce vorbești? Bă, zic, nu știu, nu-mi cere să-ți promit asta Că -o să, nu știu, eu știu ce dracu mi-a venit pe cap, ce nebuniu, ce, sau ce -ai descoperit la tine, sau tu sau nu știu. O luăm așa ușurel, ușurel, și uite aia, așa și la asta. Care-i secretul meseriei? Bă, nu știu. Adică, mă rog, încerc să-l intuiesc. Să fii foarte natural, să nu-ți dai ochii peste cap, gen Andreea Marin, sau mai știu eu cine, nu știu, poate ești prietena cu ea, bă, totdeauna mi s-a părut, bă, de ce n-a fost, de ce n-a fost, mă, uite chiar, de ce n-a fost Andreea Marin uh, autentică? De ce tot timpul era așa teatral după părerea mea, imaginea pe care credea ea că o vrea telespectatorul era asta. Da, poate că în show ei vor fi fost așa. Nu știu, eu cred că secretul, dacă există un secret, e să fii cum ești tu, frate. Da, pentru că e foarte obositor altfel. Dar e posibil să nu-ți permită formatul să fii cum ești tu. Asta i-am găsit tot timpul, că n-am nimic cu straca femeie. Noi nu, doi de, niciodată da. n-am fost oameni de format. N-am fost. Nu o să pot să fac format. Nu. nu. Am Vorbeam și cu Dan Negru. Bă, nu pot. Și eu am vorbit cu Dan Negru da, zicea, nu, nu să prezint quizuri. Da, bă, nu pot. Și eu trebuie să zic o bălărie, o pârnaie, o ceva ce vine da, la da, gură. Da, deci, da, și da, să, Tu... Fac orice Și vine cineva nea Vasile. unde s munții stâncoși? În Franța. Oh, greșit. Pleacă. Bă. Atât. Da, aia îmi place Cabral. Bă, Cabral reușește uh, să strecoare păreri personale și poante, într-un format foarte, știi, ca e, acolo, am întrebat tot de român, câte lentile ochelării? 3, 5, 8, 2, bravo, tu ai câștigat, bravo, 2. Știi, n-ai cum să, nici să faci mișto de ăia, dar, bă, el reușește, știi? Și, cred că este, bine, și Dan Negru reușește, cumva, dar, uh, i-aș vedea, și într-un format liber, cred că ar fi mult mai spumoși, știi? Dar negru Deși ei zic îmi spune că nu. adesea, da, ei zic dar că nu. negru asta spune, bă zice, eu sunt ușierul formatului. Da, 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 da. el e fanul formatelor. Da, el e fanul noi formatelor. nu. Da. Nu, nu, frate, mi se pare că formatul de televiziune este uh, multinacional adânc din domeniul nostru, știi? Da. Jur, formatul de televiziune e multinațional aia, cu roboței, tâc, 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 -ai, ai Biblie. Mi-am -mi spus e că eu am făcut, vrei să fii milionar? A, tu ai făcut aia. Da, Uură. sunt una dintre puținele femei din lumea asta care au făcut, vrei să fie milionar. Asta tare, cu da. Biblie. Da, A da, da. Să respecti, exact, da. Să respecti, să se uite la. Și, și la, la, noi, la noi, dacă alea... respecti, rețeta originală nu merge nimic, nimic, nici măcar la șaurmărie. Ai văzut șaurmări cum în Turcia? Că mai rămân un centimetru de carne, mai vând o mie de șaurmări. Că e pun fundul de. Am să fie mâncate. Sau mâncarea chinezească. Dacă duci în China și mănânci, tu vomi, nu are nicio legătură cu una. Deci, de degeaba vin ăștia cu formate. Trebuie adaptate. Trebuie adaptate pentru piața noastră. Și au mers alea care au reușit să fie adaptate. Iar... Și, bă, bă astea normal. Că zicem, bă, cine vrei să copiezi? Mă întrebau pe mine. Bă, că e Jerry Stringer. Bă, mă, crezi că nu m-am uitat? M-am uitat eu. Bine, de ce? m-am uitat, știu ce-a făcut. Nu, dar nu m-am uitat la modul... Eu am avut invitat. Pe Jerry Springer. A venit da? Da. A, în România și a zis Foarte așa tare. în scârbeață că mi-ar da un interviu în camera lui de hotel, 5 minute. După care, stând de vorbă cu mine, a zis, hai, în camera mea de hotel, 20 de minute. După care, hai că vin eu în buftea. Și a venit Jerry Springer în platou. tare? Și-am făcut un interviu două ori nu jumate. Nu, știam. De, nu se mai termina. Venea da, emisiunea da, direct da, peste da, noi. Da. Și ăsta nu se mai sfârșea. Și mi-a zis, tată, să ți minte de la mine un lucru. Să nu faci rahat că indiferent ce faci după aia, pe să nu ți mai spală nimeni. Da. Că la el au rămas celebrele bătăi cu genți. Normal, normal. El da. a fost guvernator de Cincinnati. Da, bine, da, intelectual, un da, nu e corret, corret, corret. Ia, Au rămas bătăile cu genți. Asta da, mă, vrei și să ce Da, dar a rămas și Jerry Springer. Da, și asta e Unic, de la... unic știi? Dar, depinde ce și-a dorit să lase în urmă. Imaginea de guvernator sau aia de om și șmecher de televiziune care a inventat ceva, a făcut ceva, până la el nu s-a făcut așa ceva că da. erau regizate, că erau habar n-am, nu știu, dar a făcut totuși a marcat eu asta zic, bă, dacă te apuci de ceva, bă, lasă o urmă pe unde ai trecut, eventual una de succes, dacă poți, ca așa urme poți să-ți lași pe față cuiva îi dai un pumn <laughs> nu înseamnă că ai lăsat o urmă în viață, știi <laughs> dar fă totuși ceva despre care să se vorbească, bă, uite, bă, parcă nu era așa, a făcut și el ceva la viața lui, sărac am, am făcut amândoi. Săracul tâmpit <laughs> Am făcut amândoi. săracii tâmpiți Da, de de ne aia ne-am adunat, ne lăudăm mult. Am făcut, da. Și o să mai facem, o să vezi. Eu nu pot să fac bani, de exemplu. Nu știu să fac. bani Eu, dacă îmi dai și un pahar cu apă și să-l vând, îl vând în pierdere după aia. Sau un colț de pâine. Nu știu. Păi apreciez foarte mult pe antreprenori, ca așa se ziceam, oameni uh -huh. de apă. Păi nu știu cum e să faci bani. Deci am muncit ca prostul de la 17 ani, știi? Adică nu m-aș fi dat Dar în lături de la Dar înțelegi că vorbești despre amândoi în același... De, da, de nu, fapt, nu despre toți trei când își bade în aceeași tot. Cred că lipsește o coenzimă. Coenzima și-o zice proprii da. banilor. <laughs> că era proprie piele. Da. Și neștiind să fac bani, am zis, bă, haide să încerc să fiu un angajat foarte bine plătit. Măcar atât că eu să produc bani, să îi plătesc eventual și pe alții, nu o să fiu în stare. Nu o să fiu în stare să nu plătesc nici pe mine. Și atunci să încerc să fiu de ajuns de serios, încât să pot să fiu un angajat, cu un angajat o să-și mor, dar bine plătit. Și măcar cu asta am plecat la drum, așa, de la 17 ani. Să reușesc treaba asta. Și, în mare măsură, cred că mi-ești cumva. Îți mulțumesc mult pentru tot. <coughs> pentru mine a fost o revelație, pentru că eu nu-mi imaginam că cineva poate să fie atât de cinstit cu altcineva pe care îl vede pentru prima oară în viața asta. Adică, păi da, la început îți spui mă, știne... bune, la, la noi e vizibil cam tot ce am făcut. Ce puteam să spun? Uh, am prezentat Observatorul de 19 <coughs> 8 ani de zile, după care am făcut o emisiune economică la Antena 3 și zic fișne nebun, ce să zic? Am zis ce am făcut. Da. E adevărat. Și oricând, dacă mai aveți loc mai vin, da da, du-te rog frumos și o pisică moartă <laughs> să rămână mult de tot o aduc în locul meu Ii mersi mulțumesc, mult, mă baftă mă mă. multă să fie, să pentru fie pentru că ești la început și poate cine știe o să intru eu în zona ta mai devreme sau mai târziu într-o formă sau alta, să rămână, baftă să te și legăt. să ne vedem mai des că vezi, am îmbătrânit și de-abia cu ne-am văzut <laughs> niciodată nu-i prea târziu. Da, bine că ne-am văzut la azil. Știi? Prima oară, Stai da, un pic, da. e o bună idee. Da. <laughs> suntem... Am zis cu Silviu Andrei că dacă o fi să ajungem până la vârsta aia, deși nu cred că că suntem optimiști, să ne luăm în același azil fiecare câte ne Ne-am distrat. Și să știi că nu e o idee rea. Dacă să-i mai chinui pe ai mei, pe fii meu, pe cine știe pe unde vine, mă duc, mă distrez cu nebunul În această notă optimistă, <laughs> Să ne luăm bisicile și să ne ducem acasă la noi, că poate avem și altă treabă și vă reținem. Oricum, ne, da -ne, ne pastilele. <laughs> da, nu uitați de captoprile sau cum se numește. Să rămână, mersi mult. Mulțumesc.